Bună ziua, dragilor și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare uh, pentru ziua de astăzi. Uh, și iată că mi-a căzut deja o carte, o carte dintr-un oracol foarte frumos pe care l-am primit zilele acestea. Uh, și iată energiile zilei de astăzi uh, 25 iulie. Uh, prima carte care spune walking away, adică te îndepărtezi, pleci dintr-o situație care nu-ți convine, care nu te mai favorizează. Este momentul să faci pasul acesta. Este momentul ca dumneavoastră să puneți punctul pe ei. Și să vă îndepărtați de o persoană, probabil, care nu vă face deloc uh, uh, bine, o persoană care, uh, iată, că, uh, reușește să vă facă mai mult rău decât uh, bine, uh, cu prezența sa sau cu yeah. interesul pe care îl ați acorda. De aceea este cel mai bine să vă îndepărtați de aceasta sau de orice situație care ar implica-o. Mai extragem câteva cărți. A doua carte care vine în etalare este Anxietate. Se pare că nu știu ce s-a întâmplat în ultimele momente ale vieții voastre, în ultima perioadă, dar iată că aceste evenimente au dat naștere unei situații de neliniște pentru tine. Probabil că ai parte și de nopți nedormite, de nopți albe, și din această cauză va trebui să. Acorzi o atenție sporită vieții tale, vieții tale de tihnă, de liniște. Pentru că ai nevoie de această liniște și ai nevoie de timpul tău, de timp pentru propria persoană, pentru a-ți vindeca rănile, aceste răni făcute de o anumită persoană din viața ta, care, iată, a venit și a pus amprenta asupra ta și a plecat mai departe în drumul său. Nu va fi cazul să rămâi așa, va fi foarte bine dacă îți vei îndrepta atenția în clipele care urmează, în zilele care urmează, foarte mult asupra ta însuți sau însăți, pentru că meriți această atenție și uh, ai nevoie de această atenție. Și următoarea carte uh, este Contract. Probabil că unii dintre voi tocmai ați semnat uh, un contract ce, ce știu eu: de vânzare, cumpărare, poate, sau um, pentru alții este vorba de un contract mult mai serios, cum ar fi căsătoria, uh, acest legământ sacru uh, menit să țină doi oameni unul lângă altul. Uh, dacă se întâmplă așa, uh, dacă acest contract vă uh, cam uh, slește de puteri. Uh, Asta puteți ști numai dumneavoastră Aha. și veți lua măsurile, bineînțeles, care se impun. Oricum ar fi, iată că unii dintre voi simțiți că sunteți ținuți pe loc din cauza acestui contract pe care l-ați semnat între dumneavoastră și. Altă persoană, și cea de-a doua persoană din, acest, din această relație. Este un contract pe care vă impuneți să-l mențineți, vă impuneți să-l respectați până la capăt, și așa va fi. Dar asta nu înseamnă că nu veți avea grijă de dumneavoastră. Da, nu știu de ce tot apar cărți de genul acesta, iată, Nouăle, nouăle de spade. Această carte care te poziționează pe tine într-o relație de um, nesiguranță pe care o ai cu prezentul tău anxietate exact cum au ieșit și celelalte cărți nu știu de ce ești foarte supărat, supărată probabil am spus din cauza unei persoane din viața ta care ți-a înșelat așteptările ce știu eu orice altă situație care te-ar fi supărat în mod într-un mod neașteptat din cauza acestei cărți, iată că um, ai nopți în care nu te, nu te odihnești, iar ziua ești slăită de energie sau slăită de energie. Ar trebui să acorzi mult mai multă atenție um, vieții tale, începând din acest moment, și să nu mai lași pe nimeni să îți fure din ener energia ta atât de prețioasă. Și atât de necesară pentru a-ți uh, efectua sarcinile zilnice. Uh, prin urmare, <coughs> foarte multă atenție la persoanele pe care le aveți în jur. Uh, și următoarea carte în etalare, Un cavaler de spade. Această carte uh, vorbește despre. Repeziciune, rapiditate în manifestare, probabil că este ceva la care lucrați de ceva vreme, un lucru pe care vi-l doriți foarte mult și pe care vreți să-l manifestați, vreți să-l aduceți în realitatea dumneavoastră. Ei bine, acest lucru este foarte posibil să se transforme în realitate pentru voi. Și acest lucru se va întâmpla cu foarte multă repeziciune în perioada imediat următoare. Și ultima carte, 10 de băte. Nu mai cărați atâte greut atâtea greutăți de unul singur sau de una singură. Mai lăsați din poverile pe care le-ați dus până acum sau mai împărțiți-le cu ceilalți, cu cei din familie sau cu cei din anturaj sau cu colegii de muncă. Este foarte posibil ca și la uh, serviciu, la muncă, la munca pe care o depuneți, uh, să vă fi luat prea multe angajamente, mai multe decât uh, ați putea duce. Uh, și atunci uh, este normal să apară o o scurgere de energie din partea pentru ființa dumneavoastră. Mare atenție așadar la modul cum vă gestionați această energie, această sursă vitală de care dispuneți, de care dispunem cu toții. Cam astea au fost, dragilor, energiile zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor, toate bune!